Salutare! Ne uităm aici la un stator generator de la un CanAm G1. Ce s-a întâmplat cu ăsta? Pare puțin prăjit și face masă undeva, face bobinajul, face masă cu partea metalică. Deci, nu e bine. Ce observăm aici? Dacă ne uităm, vedeți când de două fire legate la un loc, și aici, asta ne spune un om că e într-o conexiune delta, sau triunghi, cum se zicea pe românește. Hai să ne uităm la felul cum este conectate bobinele la firele de ieșire. Aici avem bobina A, bobina B și bobina C. Fiecare din bobinele astea e de fapt 6 bobine, care sunt înfășurate prin aceeași direcție. Hai să ne uităm la bobinaj, cum o să facem bobinajul. După cum vedeți, are 18 poli, 18 bobine, deci înseamnă că avem 6 bobine pe fiecare fază. După cum aici am notat A1, A2, A3, A4, A5 și A6. Toate sunt bobinate în aceeași direcție, iar numărul de spire o să-l vedem când îl demontăm pe ăsta. În general are 13 spire pe rândul de jos și 12 spire pe la de sus, dar o să verificăm când îl dăm jos. Acum am verificat și sârma cu care e bobinată e 1,2. După cum văd eu, este loc destul acolo, o să punem sârmă puțin mai groasă, poate 1,3. Așa ca să accepte curent mai mare, să nu se ardă așa ușor. De ce se întâmplă? După ce am, în timp ce bobinăm, marcăm A1 și scriem că de aici am început începutul și sfârșitul. Pentru că în format delta, sfârșitul de la bobina A se va conecta cu începutul de la bobina B, de la faza B. Iar sfârșitul de la bobina B se va conecta cu începutul de la bobina C.